La sesiunea de toamnă a bacalaureatului din anul 2013, 53 de candidați au fost favorizați de către dascăl Giurgiu Veni să promoveze după ce le-au acordat note mai mari decât meritau. Cele mai multe dintre notele acordate fraudulos au fost de 5, 6 sau 7 și au fost date unor candidați care realizaseră în realitate lucrări evaluate cu note sub 3. Sumele primite de profesori au fost între 100 și 1000 de euro. Procurorii au intrat pe fir și 64 de dascăl Giurgiu Veni au fost trimiși în judecată. Miercuri 30 martie 2016, instanța Tribunalului Giurgiu a decis în cazul a 18 dascăli Giurgiu Veni condamnări cu pedepse de până la 3 ani de închisoare cu suspendare. Prin sentința penală numărul 175/2016, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în ședința publică din data de 30 martie 2016, în dosarul numărul 911/122/2015, au fost condamnați inculpații: Constantinescu Adrian Dinu, Băluță Gheorghe, Băluță Andreea Mihaela, Andrei Ioan, Iacob Adriana, Dumitrescu Rareș Adrian, Tudor Ion, Ursu fostă Oprina Maria, Ionescu Iolanda Luisa, Nicolae Nicoleta, Ghimpețeanu fostă Chiran Georgeta, Martac Elisabeta, Anton Georgeta, Ivan Lucica, Bobaru Luminița Iulia, Bădoi Niculina și Pândaru Marian. La pedepse rezultante cu închisoarea cu suspendarea executării sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată. Hotărârea nu este definitivă. Inculpaților condamnați li s-au fixat în sarcină anumite obligații care vor fi puse în executare după rămânerea definitivă a sentinței penale prin serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Chiar dacă decizia instanței nu este definitivă, putând fi atacată la 10 zile de la comunicare, dascălii Giurgiu Veni care au fraudat examenul de bacalaureat din 2013 nu mai pot face parte din comisiile de examinare de la bacalaureat sau alte examene timp de 5 ani. De asemenea, instanța a dispus și scăderea notelor acordate ilegal pentru cei 53 de candidați favorizați, ceea ce înseamnă că în cazul unei pronunțări definitive, diplomele de bacalaureat eliberate în urma fraudei ar putea să nu mai fie valabile.